În efortul de a ne adapta obiceiurile de viață la realitățile schimbărilor climatice, o companie japoneză a creat un concept unic de oraș plutitor. Destinat să găzduiască până la 10.000 de locuitori și 30.000 de vizitatori pe timp de zi, aceasta este împărțit în trei componente majore. Prima este un inel locuibil care creează un golf și protejează orașul de tsunami. Inelul este etajat cu alimente și infrastructură scufundate sub zonele locuibile. În cadrul inelului, arhitectura plutitoare va permite reconfigurarea spațiului în funcție de funcțiile urbane. Sub nivelul mării se află un centru de date de înaltă tehnologie răcit de ocean. Centrul va găzdui sistemul de operare al orașului, precum și o mare parte din serviciile medicale. Conceput ca un oraș al asistenței medicale, o bancă de ADN și un centru de cercetare medicală, precum și facilități chirurgicale și de testare, totul va fi găzduit sub apă. Acest lucru va menține costurile energetice la un nivel scăzut, permițând o utilizare eficientă a spațiului. M-am gândit că ar fi grozav dacă am putea crea un oraș în care oamenii să-și îmbunătățească în mod natural starea de sănătate, trăind într-un oraș proiectat de la bun început pentru a fi avantajos, precum prevenirea bolilor. A împărtășit un profesor de la Școala de Medicină și Inginerie, absolvent a Universității din Tokyo. Conceptul include, de asemenea, facilități pentru turismul medical, inclusiv izvoare termale cu apă de mare, precum și alimente și preparate culinare produse la fața locului. Pentru a răspunde nevoilor orașului, consorțiul lucrează, de asemenea, la modalități de cultivare a alimentelor, folosind acvarii regenerative și circulația resurselor. În prezent, aceasta dezvoltă o tehnologie care va exploata nutrienții din apa de mare și va crea un mediu de sol care va permite plantelor să crească cu succes atâta timp cât există umiditate, relatează știrpesurse.ro.